Salutare și bine v-am regăsit! Am terminat în sfârșit remorcuța. Urmează să vizionați clipul. Este un clip cam lung, făcut pe o perioadă mai lungă de timp. Sper să nu vă plictisiți. Dacă sunteți interesați, îl puteți viziona pe tot, bineînțeles. Acum ce să mai spun decât vizionare plăcută la clip. Sudură cu electrod bazic pentru axul de la roțile de la motosapă. Nu se vedea bine că s-a mai acoperit cu arsură de la flamă. După ce am sudat axul pentru remorcuța de la motosapă, așa arată el sudat. Hai să vă arăt ce am sudat. I-am sudat un șurub de 20 diametru, adică de 2 cm. Și din ăsta am făcut ax pentru roată. Vă arăt și roata.
Asta e roata dimensiuni 4x8, la fel ca cele de la motosapă, decât că nu au cauciucuri de stil tractor și au rulment 6204. Să vă arăt și cum o montez pe ax. I-am sudat aici o șaibă ca depărtător. Hai cu focalizarea. Ca să nu se ducă până în capăt. Până aici. Aici îi bag un inel. Ca să vină pe centrul de la rulment. Să nu sap peste șaiba asta pe carcasa de la rulment. Și bag roata. Aici, aici în capăt încă un inel ca să vină pe ăsta. Așa, vedeți și voi cum vine. Și pe o șaibă și pe uliță. Șaibă și pe uliță. Pe care o să o strâng, nu prea tare, dar până în capăt. Cam așa arată sistemul roții. Așa, după aia ce am mai făcut? I-am sudat axa, dar nu am sudat-o direct pe remorcă, pentru că a trebuit să o mai înalt, să, ca proțapul pe care o să-l sudez, să vină exact cum trebuie, să stea drept față de cârligul de remorcare de la motosapă. Și a trebuit să fac astea din niște platban gros, ca niște V-uri, cu întăritură aici, au dimensiunea de vreo 17 cm aici, de aici până aici. Sunt două făcute la capetele axelor. După cum se vede. Și la mijloc încă o întăritură, tot ca în V. Sudurile nu sunt gata, mai trebuie să mai le întăresc. Că e mult de lucru. Astăzi e duminică, clipul o să fie cam lung, sper să-l vedeți pe tot.
Thank you.
Cam așa arată lucrarea în stadiul ăsta. Încă am terminat cu sudurile astea pe dedesubt aici, la trenul de rulare și la proțap. Eu am făcut și proțapul. Uitați așa. Din două țeve de un metru. Sudate așa. Unite aici la vârf și de aici am plecat cu altă țeavă. În total, de aici până la capăt, 1,20 m. Așa arată situația cu remorcuța. Mai e de lucru, mai e. În capăt aici îi sudez și sistemul de agățare. O să-l vedeți și pe el când i-o veni rândul. Construcție aripi remorcuță. Ca să fac aripi la roți, i-am sudat aici 3 fiare în formă de semicerc. Uitați-le, au 14 cm de aici până aici, iar în total cu înduitura 16, iar tabla care o să fie aripa o să aibă și ea lungime, lățime 16 cm și lungime vreo 60. Prima aripă e gata, așa arată sudurile prin interior. Hai să o vedem și din exterior. Așa arată. Nu s-a arătat mai bine cu fire morca pus în poziție de drum. Probă cu roată. Probă cu roată. Construcția remurcuței în final s-a încheiat. Construcția metalică și structurală. Avem aici, începem cu cuiul de agățare. L-am sudat și pe el aici. Dar nu vrea asta să focalizeze în neam. Așa. Proțapul. Și remorcuța. E cam mizerie prin ea că na. Doar ce am terminat. Bineînțeles, urmează vopsire și montarea roților, că nu sunt montate. Așa arată. Aripile. Cezut unde o să stau. Deocamdată așa rămâne. Mai vedem pe parcurs. Și cealaltă aripă, toate din reciclări, tablă veche și tot așa. Un ansamblu. Acum continuăm cu vopsirea și ce o mai fi, dacă mai ieși și mai fac ceva, vă spun, bineînțeles. Dacă mai modific ceva. După ce am agățat motosapa, am văzut că proțapul e cam lung. Și ca să nu mut locul de acolo, l-am mai scurtat cu vreo 25 de cm. Asta e sudura. De jur împrejur, dar n-am cum să filmez de desubt.
E funcțională, se agață. Mai trebuie doar vopsită. Remorcuța este gata. Așa arată ea. Am vopsit-o în două culori, un portocaliu aproximativ și negru. Așa arată ea. Așa arată remorcuța. Dimensiuni: lățime 90, lungime 1 metru, 1 metru și 10 cu tocul profile și adâncime 45, cam așa are, mai 50 cu tocul profile. Asta e varianta finală deocamdată a ei, fără frâne, fără nimic, nu-i nevoie pe aici, nu am cine știe ce pante. Dacă o să fie nevoie de alte modificări, bineînțeles o să-i mai fac. Așa arată, dată peste tot cu două straturi de grund, după aceea vopsită. Înăuntru am lăsat-o doar dată cu grund, că n-avea rost să o vopsesc. Partea din spate. Aripa, cum se vede de sus cu roata. Ați văzut în tot clipul cam cum am lucrat. Și acesta este rezultatul final. Urmează să vedeți într-un alt clip și un test la drum. Deocamdată nu fac tot în acest clip pentru că se adună prea multă filmare și nu o să stea nimeni să se uite la tot. Cel puțin eu așa consider. Așa arată remorcuța. Și din profil. Cam aceasta este. Munca mea s-a întins pe durata aproape, nu știu, două luni, să zicem. Aproximativ toate materiale reciclate. Toate în afară de țeava rectangulară și de roți care le-am cumpărat noi. Cam acestea fiind spuse, asta este remorcuța. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă urez spor la lucru, la tot ceea ce faceți. Să ne reauzim cu bine la un alt clip. La revedere!